Bună ziua, dragi prieteni, și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. După cum știți, sunt Elena, îmi plac florile și mă ocup cu ele. Astăzi vreau să vă vorbesc despre o plantă foarte frumoasă. De fapt, este un cactus suculent. Se numește Portulacaria sau planta de jad. Îi se mai spune și planta abundenței sau planta banilor. Este o plantă de origine tropicală din partea deșertului sau din partea Africii sau din partea Africii de Sud. Este o plantă care poate crește și atinge o înălțime de peste 5 metri și formează ca un arbust. Este vorba despre această plantă. Eu am 3-4 exemplare din această plantă. Aceasta este un verde cu frunze mărunțele. Ia uitați ce frumoasă este. Această plantă se mai poate face și se folosește foarte des în arta bonsailor, se fac bonsaiuri din ea. Este o plantă atât de interior cât și de exterior. Ia uitați, aceasta este un verde închis și pe dedesubt este un roșcat așa. Este o plantă care îi place soarele, dar crește foarte bine și la o semi-umbră. Aici am un alt exemplar cu o frunză vernilă cu niște nervuri albe foarte frumoase. Asta e mai micuță, a fost mai mare, dar era să moară și am rupt crenguțe și am salvat ce am putut și acum s-au regenerat. Iar aici este una mare care o am, ia uitați, cu frunze puțin mai mari. Este o plantă care nu trebuie îngrijiri speciale, iar aici am un puiuț care mi s-a rupt, mi-a ieșit de aici și din asta mare și vreau să facem împreună un bonsai, să vă arăt cât de ușor se face și cât de frumos se va crește și se va dezvolta. Despre această plantă ce se vă mai zic, este o plantă cu o frunză cărnoasă, este o plantă care rezistă la temperaturi înalte, nu rezistă sub 0 grade, își, ia uitați cât de frumoasă este, era așa căzut, s-a rupt și din cauza unui vânt foarte puternic și vreau să profit de el să nu-l arunc. Am luat un boli, am făcut o gaură pentru drenaj și vreau să facem împreună un bonsai. Este o plantă care în frunza sa își acumulează apa, are o frunză destul de cărnoasă și acumulează apă în aceste frunze, dar între timp ce vorbim vreau să și ne ocupăm de acest mini bonsai care vreau să-l facem împreună, să vă vorbesc despre pământul care am să-l folosesc. Este un pământ special pentru cactus. Conține nisip, pământ universal, conține pietriș și conține puțină perlită. Este pământul care îl cumpăr pentru cactus. Este un pământ special pentru cactus, așa îl cumpăr eu. Și o să punem în el aici așa puțin pământ. Nu este greu de realizat, după cum știți, orice vă face plăcere să faceți, este și foarte ușor de realizat. Această plantă nu face rădăcini foarte mari, iar dacă face rădăcina nu e o problemă, o ridicăm, o tundem jumate din rădăcină sau poate 3 sferturi din rădăcină și o replantăm și ea
cade, se va regenera din nou. Frunzele care îi cad, ia uitați, sunt frunze care cad, dacă le punem la rădăcină, la baza pământului, ele se vor prinde din nou și vor forma noi plântuțe. Eu cred că am pe aici și apă undeva puiuți care au căzut frunzele și s-au format din nou plante. Ia uitați! Ia uitați aici, așa, a căzut din frunză și s-a format altă plantuță. Sunt foarte multe aici frunze căzute și se formează noi plante. Bun, am pus puțin pământ de acesta special de cactus, v-am zis, conține puțin nisip, conține pietriș, conține pământ universal. Dacă nu aveți de unde cumpăra sau nu găsiți, puteți să-l faceți și dumneavoastră, nu este chiar atât de greu. Niște pământ universal, îi adăugați puțin nisip și puțin pietriș de construcție și asta este tot pământul pe care îl puteți utiliza. Eu am pus puțin, nu am pus prea mult, am pus jumate din cantitate. Iar această plantă, pentru că este foarte înaltă, am să mai tai din ea. Aici, dacă observați, îmi dă undeva, aici îmi dă un alt mugur de sub braț și am să-l tai pentru că este foarte înalt. Nu înainte de a steriliza un foarfec, da? Am să-l tai între aceste două frunze mari, îl tai la jumătate pentru a putea, în caz de se usucă, să poată să aibă spațiu între frunze. Și așa va arăta acest mini bonsai. Este o plantă care foarte repede se prinde, este o plantă care arare ori dă rădăcini puțin mai sus, dar nu-i nicio problemă, ele se pot lăsa pentru a crește și a forma ca o liană. Nu-i nicio problemă dacă o aveți, această rădăcină care este aeriană. Despre pământ v-am vorbit, udarea o faceți cât mai rar, nu are nevoie de multă apă pentru că și, după cum v-am zis, își face rezerva de apă în frunze și atunci frunzele au reținere de apă și se auto-udă singură când are nevoie. Odată la săptămână îi puteți pune apă vara, iar iarna o puteți uda chiar la două săptămâni jumate, că nu e nevoie de prea multă apă, v-am zis. Ca și fertilizare, o puteți fertiliza cu fertilizanți cumpărați din magazin sau cu fertilizanți organici. O puteți foarte bine pune și acel fertilizant sub formă de granule care se auto topesc în pământ. Puteți pune, niciodată nu puneți în jurul tulpinei, puneți pe margine câteva bobițe de acelea. Sunt roșii, sunt albastre, sunt gri, depinde acum de ceea ce conțin: potasiu, calciu, zinc, magneziu, acele granule de fertilizant. Eu de obicei folosesc mai mult dintre acesta organic. Dacă aveți, ia uitați că l-am plantat, ce bine arată. El va crește și va da o formă după cum dorește. Dacă vreți, îl puteți dirija, îl puteți lega cu ceva în jos sau în drept sau cum doriți dumneavoastră. Dacă aș fi avut puțin mușchi, aș fi pus puțin mușchi din jurul împrejurul acestei plante, dar cum nu am, am să folosesc puțină piatră decorativă,
ornamentală dintre aceasta albă care o cumpăr de la chinezi, că e mai ieftin. Eu un euro acest pilonaș. Am să pun puțină piatră ornamentală ca să-i dea puțin alt design. Și așa o și fixează mai bine prin udare, prin asta nu are nevoie de a se deplasa de aici așa. Ca și dăunători, această plantă o poate ataca păduchile lănos, după cum știți, îi place foarte mult această plantă pentru că suculentă portulaca sau în general calancioiele sau în general suculentele le place pentru că sunt plante ce rețin apă și au seva foarte plăcută pentru ele. După cum știți, planta de portulaca sau planta de jad sau a sporul banilor sau planta banilor, cum vreți dumneavoastră să o numiți, sau depinde acum de zona din care faceți parte, cum se numește această plantă, ce denumire are, este folosită și în medicină pentru medicamente, creme și știu eu ce alte uleiuri sau ce alte prafuri se pot face din această plantă. Este puțin deshidratată de moment, eu astăzi nu am să o ud, dacă observați două frunzulițe sunt trei deshidratate, nu am să o ud astăzi, am să o ud mâine, poimâine, pentru că jos la rădăcină era un pic udă. Și ca și decor am să îi pun acest, ia uitați, ca și decor am să-i pun aceste lipănțel și așa o să arate planta mea de bonsai din portulaca aia. Foarte drăguți, o să vă arăt după o lună, două, cum o să se prezinte această plantă. Este o plantă ce nu reține multă îngrijire, doar din când în când, dacă vreți, puteți să-i faceți un duș în caz de o țineți în exterior și planta are praf acumulat pe frunze, îi puteți face un duș, îi puteți da și un pic de luciu cu un fel de lichid format din apă cu bere sau sunt spray-uri speciale pentru a le da un luciu dacă au praf. Dacă sunt în interior, în casă, ele nu au nevoie de duș, pentru că în casă nu se acumulează atâta praf pe ele. Este o plantă care este foarte decorativă, o puteți pune oriunde și este o plantă în aceeași măsură care aduce spor în casă, care dă foarte mult oxigen dacă o așezați într-un dormitor sau dacă o așezați la o intrare, zice că e sporul banilor. Eu nu știu dacă e bine sau nu-i bine ceea ce se zice despre ea. Eu o am, îmi place să o am de mai multe forme, de mai multe culori și am înțeles că mai este o plantă de portulacaria cu frunză roșie. Toată frunza este roșie, eu nu o am, dar dacă am să o găsesc, am să o procur și am să vă arăt și dumneavoastră. Pentru cei ce mă urmăresc, le mulțumesc. Pentru cei ce vor să se înscrie, le recomand această pagină
cu subiecte interesante, cu sfaturi și cu multă drag le fac pentru dumneavoastră. Până data viitoare vă rog să vă înscrieți pe pagina mea, să-mi dați like, să distribuiți, să creștem ca și comunitate și vă zic la revedere! Nu înainte de a vă pune un mic filmuleț despre o plantă care este curând am văzut-o aici așa și se numește planta de bumbac. Am să vă arăt un mic filmuleț despre el și sper că la anul să am semințe și dacă le înmulțesc vă pot oferi și dumneavoastră cu drag. La revedere! Dragi prieteni, vreau să vă prezint astăzi o plantă de bumbac. Ia uitați-o cât de frumoasă este, este un arbore și ia uitați florile, cât de frumoase sunt. Ia uitați, aici avem florile de bumbac, face semințe, sunt la o prietenă și când se vor coace semințele, a promis că îmi dă câteva. Are două plante, una cu culoare roză și una cu culoare galbenă. Se folosește foarte mult în partea Andaluziei aceste plante. Se fac culturi de bumbac.